Va fi un prea târziu cu lacrimi. Trezește-te, popor, căci goarna lumii sună, un freamăt lung și greu anunță că o să vină. Trezește-te acum, căci poate cea din ultimă strigare și judecata va începe, poate chiar din casa ta. Încă e har și timp de pregătire, adun ulei de grab în candelă și în vase, făcând fapte vrednice de pocăință, fiind un ucenic destoinic în a Domnului grădină. Va fi odată un prea târziu cu lacrimi, când cu amar vei plânge, că ți-am vorbit și te-am chemat de atâtea ori la mine, dar spatele tu mi-ai întors de fiecare dată. Plângeți azi cu amar păcatul, vino sincer înaintea lui și haina fără de legii tale o va lua Iisus și o va spăla în sânge sfânt. Același sânge sfânt ce străzile Ierusalimului odată le-a stropit, va înalbi și altă veșmânt și o nouă etichetă îți va pune Iisus pe al tău veșmânt și va scrie mântuit prin sfântul sânge. De aceea stric de pe înălțimi, nevoiți-vă cu toții să intrați pe poarta strântă, ca să aveți parte de nuntă. Dați năvală și intrați cu îndrăzneală pe portița strântă. Nu vă temeți, sunt cu voi și un far în noapte vă voi fi. Va fi odată un prea târziu cu lacrimi și vei striga dar în zadar. Ușa va rămâne închisă și Domnul le va spune lămurit: plecați de aici, niciodată nu v-am cunoscut. De ce aștepți așa un ceas să vină? Tu crezi că milă voi avea? Nu te înșela, salvează-ți viața și spune cu îndrăzneală un veșnic da pentru Iisus. Căci cerul întreg te așteaptă să faci parte din a Domnului mireasă și la venirea lui, când trâmbița sunava, numele-ți vei auzi și la o clipită vei fi transformat. Atunci scumpa lui mireasă o va strămuta în slavă, să serbeze marea nuntă dintre mire și mireasă. Glorioasă sărbătoare, cu veșminte sclipitoare, străzi de aur și palate
și o masă îmbelșugată. La această nuntă tu ești invitat, dar verifică-ți veșmântul să nu fie întinat. Ți-am lăsat un timp de har. O popor, te pregătește, căci nu știi de mâine fiva, ziua, să te chem acasă. Făceți-vă timp de suflet, Duhul Sfânt strigă acum. Puneți preț pe cei valoare, lăsați trupul, că-i vremelnic. Omenirea se frământă cât mai mult să adune și să strângă, dar curând pământul cu tot ce este pe el va arde. Ce ai să faci de al tău nume nu-ți vei auzi strigat? Vei striga atunci cu groază, te implor, Iisus, deschide-mi! Astăzi cât mai este milă și cât ușa nu s-a închis, fă-ți asigurarea vieții și spune un da pentru Iisus. Și acum, la încheiere, îți pun două întrebări. Cum vei fi la judecată? Un martor sau un acuzat? Va fi un prea târziu cu lacrimi sau mare sărbătoare pentru tine? Nu respinge aceste două întrebări. Cercetează-te și tu, creștine. Amin.